cântărețul se poate considera un bărbat împlinit acum. Iubita lui Leo de la Kuwait a adus astăzi pe lume o fetiță sănătoasă. Partenera manelistului a ales să nască prin cezariană, iar artistul a devenit tată la ora 16:13. Leo de la Kuwait nu doar că trăiește o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de succes în carieră, ci acum are parte de o familie împlinită. Cunoscutul artist are toate motivele să radieze de fericire. Vestea că Leo de la Kuwait a devenit tată pentru prima oară a fost dată printr-o postare emoționantă pe Facebook, alături de o imagine cu fiica îndrăgitului manelist. Dumnezeu ne-a binecuvântat azi cu cea mai frumoasă floare din grădina lui. Îți mulțumim, Doamne, ne-ai adus fericirea pentru tot restul vieții. Se arată în mesajul postat. Leo de la Kuwait a fost atent să aleagă un nume special pentru fiica lui, Azalea Maria. Manelistul trece prin una dintre cele mai frumoase și importante perioade din viața lui, iar bineînțeles că este în culmea fericirii în aceste momente. Manelistul a fost atent să aleagă pentru fiica lui și un nume românesc, care este foarte îndrăgit și popular la noi în țară. Maria înseamnă copil dorit, stea de mare, dar și mare a amărăciunilor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.